Suntem în secolul 21, trăim în era tehnologiei avansate, totul în jurul nostru se petrece în alt ritm, mult mai alert. Lumea în care trăim este într-o continuă schimbare, începând de la mediul înconjurător și până la individ, și nu se oprește pentru nimeni și nimic. Existăm într-o lume interconectată, parcă sufocată de rapiditatea cu care tehnologia își face loc în viețile tuturor. Indiferent unde suntem, comunicăm unii cu alții prin intermediul telefonului mobil sau al altor gadgeturi. Toate aplicațiile ne facilitează accesul la informații în fiecare secundă, comunicarea cu oricine pe glob nu e decât la un mesaj, tweet sau e-mail distanță. Suntem interconectați prin aceste device-uri, însă în fața telefonului suntem de fapt singuri. Ne împărtășim unii cu alții eșecurile, realizările sau chiar viața, lucruri care în mediul virtual sunt lipsite de emoții. În medie, fiecare persoană pierde 4 ani din viață uitându-se la ecranul telefonului. Am devenit dependenți de o tehnologie pe care o stăpânim, dar care, în realitate, este o lume a interesului propriu, a imaginii de sine și a promovării individuale. Fiecare aplicație e făcută în așa fel încât să te atragă, încât să o accesezi, încât chiar să fii dispus să plătești pentru ea. Deci, automat, îți creează o anumită dependență. Sunt făcute foarte strategic toate. Și interacțiunea cu oamenii, cel puțin, ne-a permis o accesibilitate foarte, foarte mare, încât, practic, creează dependență. Potrivit Institutului de Cercetare Pew Research Center, 76% dintre utilizatorii de internet din 40 de țări accesează în principal rețelele de socializare, precum Facebook sau Twitter. Într-un studiu făcut pe 1600 de manageri și profesioniști, a reieșit că 70% dintre aceștia își verifică telefonul înainte de a se ridica din pat, 56% fac același lucru înainte de a dormi, 48% verifică telefonul în weekend, 51% mărturisesc că fac asta chiar și în vacanță, iar 44% susțin că devin anxioși dacă rămân fără telefon și nu au posibilitatea să-și ia altul în decurs de o săptămână. Dar de ce o facem, când și de câte ore avem nevoie pentru a fi în contact cu ceilalți, au devenit întrebări ale căror răspunsuri sunt haluginante. Toată ziua, de cele mai multe ori, petrec pe telefon. Dimineața când te trezești? Primul lucru pe care îl fac e să văd social media, cine mi-a scris, dacă mi-a scris, dacă am notificări sau ceva, tot timpul. Poți să spui că ești dependentă de telefonul mobil? Da. Pe ce stai mai mult când stai pe telefonul mobil? De obicei ascult muzică sau vorbesc la telefon și mesaje. What do you think about phone addiction? Phone addiction, I think this is quite a usual phenomenon because everyone uses the phone every day, like we chat through the phone, we play game on the phone. It's really usual, I think. Okay. How often do you use your phone? Every day, nearly every minute. I can't live without my phone. Here in Romania, when I go out with my friends in the, for example, in the restaurant, we just chat face to face. But if this happen in China, like I go with some Chinese friends, we go to restaurant and we sit together and everyone took out his or her phone and chatting, and actually chatting online, even we are staying together. În urmă cu 15-20 de ani, telefoanele mobile nu aveau prea multe funcții. Socializarea cu prietenii se realiza prin intermediul întâlnirilor face-to-face, iar telefonul era doar un canal prin care ne comunicam locul de întâlnire. Dacă doream să știm ce fac cei apropiați, dădeam un simplu telefon, nu aveam Skype sau FaceTime. Dacă atunci numai cei înstăriți își permiteau achiziționarea unui telefon mobil, acum acesta este la îndemâna oricui și mai mult a devenit indispensabil chiar și pentru cei vârstnici. Ce părere aveți despre telefoanele mobile? Sunt foarte bune, necesare. Uite, se întâmplă ceva, îl ai la tine și e bine să-l ai. Dependența, necesitatea asta care pentru orice problemă. Azi ne învârtim într-o lume virtuală care, fără să vrem, produce oarecare dependență atât în rândul copiilor cât și în rândul adulților.
Dependența apare atunci când o persoană nu poate, acest comportament adictiv, cum îl denumim noi, îi influențează viața într-un mod negativ. Există câteva studii care au remarcat că există la nivelul creierului modificări care seamănă cu modificările pe care le au persoanele consumatoare de droguri. În sensul că există blocaje la nivel neuronal pe zonele pe zona emoțiilor, a controlului și a luării de decizii. Cazurile cele mai frecvente care au venit cu această problemă specifică au fost cele ale copiilor, în sensul că au venit părinți a căror copii petrec foarte mult timp conectați la tehnologie. Fie că e internet și atunci discutăm de cele mai multe ori în cazul adolescenților la jocuri, fie că e vorba de conectarea la rețelele sociale care se realizează cele mai multe ori pe telefoanele mobile. Practic, părinții au venit cu copiii cu această problemă specifică. În cazul adulților, n-a venit nimeni până în momentul de față cu o problemă legată de dependența de telefoane mobile. Au venit persoane la terapie de cuplu și pe parcursul discuțiilor pe care noi le-am avut în cabinet, a reieșit că una dintre problemele cuplului era că unul dintre cei doi petrecea foarte mult timp în mediul virtual și foarte puțin timp în viața de cuplu. Într-o lume plină de laptopuri, tablete și smartphone-uri, să nu ții pas cu tehnologia poate fi considerat un defect de comportament. Însă credem că atâta timp cât nu ne pierdem controlul asupra noastră și asupra ceea ce facem zilnic, putem trăi și ne putem dezvolta odată cu tehnologia. Am ajuns să nu mai concepem viața fără telefonul mobil, în mașină, pe trecerea de pietoni, în sala de cursuri, la terasă, în mijloacele de transport sau în parc, accesăm smartphone-ul fie pentru a face poze, fie pentru a fi în contact permanent cu ceilalți sau doar pentru a ne informa. În cazul studenților, unde informația trebuie să curgă constant, statisticile arată că 53% dețin un smartphone și 47% un telefon normal. 77% din aceștia accesează dispozitivul mobil imediat după ce se trezesc, 47% îl folosesc în baie și 92% folosesc telefonul în timpul petrecut la școală. Sunteți profesori, vă aflați în fiecare zi între studenți. La ora de curs, cum controlați studenții să nu folosească telefonul mobil? Sau dacă ei nu se pot abține de la telefon? În principiu, eu nu încerc să-i oblig să nu folosească telefonul mobil. Mai degrabă îi rog să nu-și deranjeze colegii. Înțeleg că pentru ei e important să stea mereu în contact cu prietenilor virtuali, să primească informațiile în timp real, mai ales că vorbim de oamenii de la jurnalism. Pare greu de crezut, dar mulți dintre ei totuși se informează prin intermediul telefonului mobil. Sigur, există și riscul ca ei să facă cu totul altceva. Dar cred că avantajele pe care le au prin rapiditatea și facilitatea accesului la informații sunt de preferat interzicerii totale și până la urmă creează și un sentiment așa de frustrare, că trebuie să stea două ore acolo în care nu își verifică mail-ul, nu vor găsi portițe să încerce să facă asta și decât să-i văd târându-se pe sub bănci sau scăpând obiecte pe jos odată la 5 minute ca să-și verifice statusul pe Facebook, mai bine îi las să-și vadă de cutuma lor, de obiceiul lor în ceea ce privește consumul de informație online, de media, în sensul ăsta. Aproape 3 miliarde de persoane dețin un telefon mobil pe care îl verifică în medie de 221 de ori pe zi, conform unor statistici realizate de agenția We Are Social. Nu lăsați gadgeturile să vă domine viața. Poate sună ciudat, dar abia aștept momentul în care vom mai avea doar 10% din baterie, pentru că asta va însemna că vom fi cu 90% mai aproape de umanitate. Telefonul mobil a înlocuit deja ceasul de mână, camera video, aparatul foto, calendarul, televizorul, socializarea, nu îl lăsa să-ți înlocuiască și familia și prietenii. Totul se plătește în viață, orice are o consecință. Nu fi dependent de telefonul mobil, fii tu!